Bună seara! Sper să fie suficiente locuri în sală. Eu am trimis invitații cu un répondez s'il vous plaît. Dar cum n-am primit aproape deloc răspunsuri, am spus vom vedea dacă avem suficienți pacienți pentru lansarea de carte. Mă bucur foarte mult că ați venit în număr mare. În special m-am adresat prietenilor, colegilor, celor pe care de-a lungul anilor i-am avut alături, pe care i-am simțit alături și am dorit să pun în circulație acest volum care are o natură ambiguă. Este, pe de o parte, o cronică a unei perioade în care unii dintre dumneavoastră au avut un rol important. Pe de altă parte, cred că este și un mod de a completa unele dintre istoriile pe care alți participanți la traficul politic îl oferă. Vă dau un exemplu. Am citit de curând cartea lui cartea viitorului președinte al României, din câte am înțeles. Generalul care practic a povestit despre istoriile sale, despre bătăliile la care a participat, dar m-am uitat în volumul său și nu am găsit menționată vizita pe care Puiu Pașcu și cu mine am făcut-o în Irak într-un anumit moment și când Nicolae Ciucă practic ne-a prezentat onorul și am pus o fotografie aici ca să completez cumva cartea pe care dânsul tocmai a publicat-o. Așa încât, iată cum, istoriile acestea paralele, până la urmă, refac puzzle-ul a ceea ce a însemnat istoria noastră politică din ultimii ani. Bun, eu o să vă mai spun câte ceva la sfârșit, dacă mai rămâne ceva de povestit din volum. Sper ca unii dintre dumneavoastră să îl achiziționeze, să îl răsfoiască. Sunt multe lucruri pe care le-am adăugat față de ediția din 2014, pentru că am vrut să fixez cumva unele dintre realizările de atunci, dar și unele dintre greșelile din acea perioadă. Pe de altă parte, am încercat într-o prefață cuprinzătoare să fac o trimitere și la unele dintre lucrurile care se întâmplă în prezent. Și să dovedesc că istoria nu a început ieri, nu a început nici anul acesta, nu a început nici în urmă cu câteva luni și că până la urmă sunt capitole care se închid, capitole care se deschid și că ar trebui să învățăm din trecut pentru a fi mai pregătiți pentru viitor. Așa, mă uit la unele dintre subiectele zilei, fac o mică introducere înainte de a-i lăsa pe colegii și prietenii mei să vorbească. Mă uit, spre exemplu, la nenorocirile astea care se întâmplă în Galați și în toată zona din sud-estul țării și știu din istoria mea cum se întâmplă lucrurile. La început, lumea este emoționată. Liderii politici se duc la fața locului. Urmează a doua etapă când se caută țapul ispășitor. Cine e de vină că nu s-au făcut digurile? Cine este de vină că nu s-au prevăzut unele dintre lucrurile acestea. Este faza în care suntem acum și dacă îmi permiteți, pentru că Churchill este acum
este în mod evident la modă. În România am văzut lucrul ăsta. Am descoperit de curând niște discursuri de război ale lui care au fost publicate, nu o să credeți, în 1945 la Londra, în limba română. Și mi s-a părut interesant unul dintre lucrurile pe care el le-a spus în Camera Comunelor în legătură cu bătălia de la Dunkerque, bătălie într-un fel dezastrul britanic și francez cu trupele care au trebuit să se retragă sub presiunea germană. Și în Camera Comunelor, bineînțeles că a început un scandal teribil împotriva lui și a guvernului pe ideea de a vedea cine este de vină pentru dezastrul de la Dunkerque. Și spune el în cartea asta, este important, să-mi dați voie să vă citesc exact, dacă începem o ceartă între trecut și prezent, o să găsim că am compromis viitorul. Deci eu cred că unele dintre lucrurile pe care le putem afla din trecut reprezintă și o modalitate prin care să ne putem îndrepta spre soluții în perioada care urmează. Mă bucur să trec cu privirea prin sală, să văd așa de mulți prieteni, unii mai vechi, pe care i-am prețuit și prețez foarte mult. Eugen Mihăiescu este unul dintre ei și mulțumesc că s-a deranjat să vină aici. Maestru Ilfoveanu, mulți alții, mulți prieteni pe care, deputați, colegi din Parlament, foarte mulți dintre cei care de-a lungul anilor mi-au fost alături. Și, fără îndoială, și generațiile familiei mele, care se pregătesc, bineînțeles, să asculte cu mare atenție speech-urile care vor urma. Așa încât eu vă propun să-l ascultăm mai întâi pe Marius Tucă. El are un rol important în începuturile mele, în ale scrisului politic, pentru că fiind la Jurnalul Național, într-o perioadă în care eu nu prea știam ce să mai fac după alegerile din 2004, mi-a oferit o rubrică săptămânală în care am pus foarte mult suflet. Și de aceea am ținut foarte mult ca el să vină astăzi aici, să vorbească despre această carte și despre o perioadă pe care o cunoaște foarte bine, pentru că a organizat dezbateri extrem de importante cu oamenii politici în acea perioadă și a continuat ulterior să facă același lucru. Îl rog să înceapă această serie de prezentări. Marius, te rog. E nevoie, da. A, se transmite online, da. Pentru transmisia online, da. Da. Nu credeam că o să am emoții la un eveniment de felul acesta, dar probabil că prezența doamnei Năstase face să crească temperatura sălii și a ideii de dialog. Aș începe printr-o scurtă mărturisire legată de relația mea cu Adrian Năstase, relația jurnalist-politician și, dacă îmi permite domnul prim-ministru, chiar o relație de prietenie. A fost foarte greu pentru mine ca ziarist și cred un ziarist independent să stabilească exact granița între jurnalistul Marius Tucă și, să spunem, prietenul Marius Tucă, prietenul lui Adrian Năstase. Și de-aia mărturisirea mea de la început o să fie una cumva foarte personală și arată cam ce a trăit România și cum a fost ce a însemnat Adrian Năstase în politică în acești ultimi 20-30 de ani, nu mai știu câți au trecut. Primul telefon, cu adevărat fericit, că totul s-a întâmplat cumva la telefon, momentele astea atât de importante, după alegerile din
2000, după 4 ani de opoziție, am fost sunat de Adrian Stase să fiu invitat la o mică întâlnire undeva la munte, se întâmpla, era vacanța de iarnă, pentru a, să zic, să fiu prezent la împărtășirea bucuriei după câștigarea alegerilor, mai ales după 4 ani de opoziție grea, și acum fusese la acei ani. Asta ar fi o prima întâlnire care mi-a făcut mare plăcere. După 4 ani, un alt telefon, câștigarea alegerilor parlamentare, dar pierderea alegerilor prezidențiale. Bună ziua! Un telefon mai puțin fericit, în care fostul prim-ministru de atunci m-a sunat să-mi spună că a auzit de soluția imorală, dacă eu știu ceva despre asta. Eram la fel în vacanță undeva la munte, nu auzisem, a fost acea informație care a făcut ca totul să se schimbe în politica românească și în ideea de a fi președintele României, odată cu instaurarea lui Traian Băsescu. Să fie sănătos, multă sănătate în continuare. Și un al treilea telefon dramatic, atunci am fost sunat de doamna Năstase, tot așa într-o vacanță, noi eram în țară, mi-a zis Marius, cred că ar trebui... Sper că nu se înregistrează. Da, tăiem la montaj. Trebuie să fie aici. Au fost trei momente care au definit, să spunem, ceea ce a făcut Adrian Năstase în politică. Și nu numai. Acum, ca să mă întorc la carte, poate mă revin pe parcurs, toate că e greu. Și am rugat-o de atunci pe doamna asta să nu mă sune niciodată, să țină de cuvânt. Nu m-am mai sunat niciodată. Nici măcar când face prăjiturile cu caise sau cu prune, da, e ok. Cu vișine, da. Da, dar anul ăsta n-au fost vișine, au fost mai mult prune, dar nici prune, au fost mai mult caise, dar nici caisele n-au fost ce au fost și așa mai departe. Prunele foarte bune, da. Prunele, dar nu, la Câmpul Mușel au fost, m-au ieșit mai bine anul ăsta. Eu am citit cartea și știu multe dintre lucrurile care sunt scrise aici, dar am profitat de faptul că Bogdan Tiberiu Iacob a făcut o recenzie a acestei cărți, bineînțeles, din citate aparținând lui Adrian Năstase, analiză devastatoare, România, țara las fierbinți, a lui Bă, a hienelor intelectuale și a înjurăturilor pe Facebook. Este o radiografie, de fapt este mai degrabă o disecție pe viu a ceea ce înseamnă România după ultimii 20 de ani, cum se recorez România aruncând cu pietre pe Facebook, se mulțesc hienele intelectuale care au făcut carieră ciugulind hoiturile comunismului, că într-adevăr noi încă trăim sau mustrez din ideea de comunism, ce mai însemna ea astăzi. Prostocrația a îngropat România. Românii mereu în război cu trecut. Apropo de românii mereu în război cu trecut, mi-aduc aminte de o emisiune la care Octavian Paler lansa sintagma războiului românilor împotriva românilor. Cam asta trăiește România, numai că atunci era la începutul războiul ăsta. Văd prin această carte cum Adrian Năstase ilustrează o cronică desăvârșită a unei Românii în care bâșbâie, o Românie care este într-un război continuu, nu are nicio legătură cu războiul la graniță, o Românie care s-a degradat în timp, astfel încât în momentul în care faci o cercetare și vezi care sunt modelele românilor, pur și simplu te îngrozești. Nu vreau să spun că să dau exemple de unde sunt, dar știți dumneavoastră mai bine. Mi-a părut tare rău că Adrian Năstase nu s-a mai întors în politică. La ultima emisiune vorbeam despre asta, deci de atunci au trecut 50 de ani, domnia sa avea 54 de ani, în momentul 2004. Puteți să calculați dumneavoastră 20 de ani, la ce vârstă a fost scos Adrian Năstase din politică. Am mai spus asta, dar îmi place să o repet, pentru că e purul adevăr.
Și în egală măsură m-am bucurat că a scris în toată această perioadă și că a fost acest cronicar absolut pentru ceea ce înseamnă România. Și nu neapărat un cronicar al vieții politice, ci un cronicar al vremurilor noastre, care înseamnă mult mai mult decât politica. Dar trebuie să recunosc, după aproape 35 de ani de presă, că starea asta de degradare, aș spune, aproape totală a societății românești, pleacă de la politic și pleacă de la, mai ales de la ce s-a întâmplat în acești ultimii 20 de ani. E o carte de citit, o carte, dacă vreți, pe care puteți să o deschideți oriunde să citiți și găsiți lucruri interesante și descoperiți această Românie în descompunere. Și știu bine când spun asta, nu cred că folosesc termenii gravi și invit la lectură înainte de toate și doresc lui Adrian Stase să scrie în continuare, pentru că face foarte bine acest lucru. Avem nevoie în continuare de scriitorul, de cronicarul, de publicistul, de omul de cultură, omul de carte, Adrian Stase. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Marius. Mulțumesc pentru cuvintele pe care le-ai spus, mulțumesc pentru amintirile pe care le-ai împărtășit, așa cum ai împărtășit cu mine și cu familia mea momente grele, dar și momente bune. Și mă bucur să fim astăzi împreună aici, cu această ocazie, să ne așezăm cumva deasupra norilor și să privim cu anumită detașare trecutul și poate cu o anumită speranță viitorul. Deci vreau să-l rog în continuare pe Ioan Mircea Pașcu, vechi prieten, coleg de guvern, coleg de acțiune, în primul rând, în ceea ce a însemnat intrarea noastră în NATO, deși poate că unii consideră că au avut un rol mai important, am subliniat de fiecare dată rolul ministrului apărării, rolul ministerului apărării al militarilor români, a fost esențial și, într-un fel, intrarea în NATO, care a precedat finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană, a avut și rolul de a asigura o anumită evoluție economică, siguranța investițiilor, siguranța că spațiul acesta în care trăim noi era un spațiu care nu mai era un buffer, nu mai era un tampon între Est și Vest, ci era deja un spațiu dobândit Occidentului. Din acest motiv, cred că este foarte important să ne reamintim aceste lucruri. Eu, evident, că în acest volum nu am putut să dezvolt foarte mult unele dintre subiectele care poate ar fi părut interesante, mai ales acum când se împlinesc 20 de ani de la momentele acelea, dar eu cred că merită ca noi, cei care am făcut parte din echipele care s-au ocupat de acele strategii, de acele proiecte, să lăsăm consemnate cronici adevărate despre felul în care s-au întâmplat lucrurile. Și de aceea mă bucur că Puiu Pașcu a acceptat să vină să spună câteva cuvinte despre o carte, despre o perioadă, despre o echipă, exact, și felul în care, de-a lungul anilor, nu doar în perioada guvernării, dar și înainte, cu mult timp, inclusiv în această casă, în cadrul Davirii. Ei bine, au trecut foarte mulți ani de atunci, sunt probabil 40-50 de ani de atunci,
dar a rămas o legătură foarte, foarte strânsă și Puiu Pașcu a fost nu doar un administrator pentru o anumită zonă importantă de guvernare, ci este, în opinia mea, unul dintre cei mai interesanți teoreticieni pe zona politicilor de apărare, de securitate, relații internaționale în general. Puiu, te rog. Mulțumesc foarte mult și eu vreau să spun că am petrecut foarte multe clipe împreună, nu de ieri, de azi, chiar aici, în această casă, care era sediul ADIRI, unul din organismele care a strâns în jurul unei mese care se afla acolo. Mulți oameni care după Revoluție au putut, prin capacitatea lor, să transforme România dintr-un stat comunist într-un stat cu economie de piață, cu libertăți garantate, un lucru care până atunci nu s-a mai făcut în istorie. Sigur, sunt oameni care susțin că nici cei din afară, din Occident, n-au avut o rețetă, dar au făcut încercări. Adică unele țări au primit, să spunem așa, un anumit parcurs, alte țări alt parcurs, în încercarea de a identifica cea mai bună metodă de a trece de la o societate închisă la o societate deschisă. Acum, domnul Năstase are dreptate, Adrian are dreptate când vorbește despre necesitatea ca oamenii care au ocupat funcții de răspundere în statul român, și aici nu ne includem numai noi, foarte mulți colegi de-ai noștri sunt aici, alături de noi, și îndemnul este și pentru ei că trebuie să lase după ei ceva scris. Și mă bucur foarte mult, asta este un volum în care nu este atât de mult o înșiruire, în niciun caz nu e o înșiruire de discursuri, ci este un volum de analiză pentru că și de explicații pentru anumite chestiuni pe care nu le-am putea înțelege fără aceste explicații. Pe urmă, mai este o chestiune, mai există o datorie a celor care au avut responsabilități să scrie, pentru că, vedeți, dumneavoastră, generația noastră se pregătește să iasă din scenă și vin generații noi care nu au luat la cunoștință direct, nemijlocit, ce s-a întâmplat atunci. Eu de fiecare dată la ore mă uit și când mă apuc să spun ceva, întâi mă opresc și spun, stați o clipă, când v-ați născut dumneavoastră? Ca să știu dacă am un termen de referință sau nu, adică pot să explic ceva făcând apel la aceste lecții ale trecutului. Dar din punctul ăsta de vedere, vedeți, generația noastră iese din scenă și apare o nouă generație care nu cunoaște lucrurile astea și atunci ăsta este prilejul pentru unii de a încerca să acrediteze narrative de ale lor. Narrative schimbate, care nu reflectă de fapt realitatea. Ai vorbit acum despre Winston Churchill, domnul general Ionescu, cu care am participat dimineața asta la examene de admitere la doctorat, a spus foarte clar, în Marea Britanie deja încep să apară voci împotriva lui Churchill, să-l critique și este o perioadă în care se face un fel, se pregătește sau putem să deducem că se pregătește o revizuire a tot a narativului pe care l-am avut noi drept ghid. Și aici aș reveni la ce a spus un profesor sovietic, a spus că dintre toate lucrurile, cel mai greu de prevăzut este istoria. Bine, el avea experiența lui acolo și din punctul ăsta de vedere putem să-l înțelegem. Dar, într-adevăr, adică există narrative competitive, există până la urmă care a fost adevărul. Și atunci adevărul este în aceste lucrări pe care oamenii care au avut asemenea responsabilități le-au scris. O a doua temă pe care vreau să o ating este această vizită pe care am făcut-o împreună în Irak, cu multe amintiri, au fost și, de pildă, regretatul Sergiu Nicolaescu, a fost cu noi. Am făcut un drum de vreo 700 și ceva de kilometri cu un elicopter în noaptea și era un frig de... nu mai știam cum să ne încălzim unii pe alții.
Asta așa pentru, pentru culoare. Dar această vizită a contat foarte mult pentru militarii respectivi. Pentru că li s-a arătat că efortul lor nu este trecut cu vederea, ci din contră este apreciat la nivelurile conducerii statului român. De altfel pot să spun că România a intrat în NATO nu pentru că a permis avioanelor NATO să intre în, în spațiu aerian românesc, să atace Iugoslavia de acolo sau alte lucruri de genul ăsta, care sunt punctuale, ci pentru că a făcut o reformă serioasă a organismului militar. La sfârșitul, la începutul perioadei noastre, erau 300.000 de militari sub arme. Și dintre aceștia, abia o mână dintre ei puteau să ducă acțiuni de luptă, lucru care s-a văzut aici în București, când situația militară a trebuit să fie controlată prin forțe aduse din afară. Deci problema care s-a pus atunci și esența acestei reforme a fost că vom avea mai puțini oameni, dar mai multă securitate, pentru că oamenii ăștia sunt mult mai bine pregătiți. Și ocazia ne-a fost oferită de acele operațiuni multinaționale la care am făcut, la care Adi a făcut referire. Și aș încheia spunând următorul lucru: nimic din tot ce am făcut în acea perioadă nu s-ar fi putut face dacă n-am fi avut sprijinul conducerii. Adică, în primul rând, al guvernului, pentru că aici erau resursele, și patronajul președintelui. Fără aceste lucruri, fără acest sprijin, n-am fi reușit să obținem atât de mult într-un timp atât de scurt. Și eu sunt de acord că, într-adevăr, de la momentul acela, n-am mai găsit acea unitate pe care am dovedit-o atunci și la nivelul populației și al forțelor politice pentru atingerea acestor obiective. Mă întreb care au mai fost obiectivele după, adică și pe undeva. Vedeți dumneavoastră, când ne-am văzut ca tot românul, imparțial, când ne-am văzut cu saci în căruță, a spus: trai neneacă pe banii babachii, ca să folosesc pe nenea Iancu. Și am pierdut anumite ocazii din punctul ăsta de vedere. În NATO, de bine de rău, am creionat o personalitate, așa cum spune și Adrian, în Uniunea Europeană n-am reușit să facem la fel de bine acest lucru. Deci, încă o dată, mulțumiri pentru sprijinul acordat atunci și bucurie pentru că suntem astăzi împreună pentru a discuta o asemenea lucrare. Mulțumesc, Adrian! Mulțumesc foarte mult, Buiu. Mă bucur că, între timp, putem saluta și pe Nat Preasfinția sa, Părintele Teodosie, și de asemenea pe domnul ministru Rafila, pe Corina Crețu, ca reprezentantă pe vremuri a cabinetului de la Cotroceni, în perioada aceea. Corect? Deci de asta, într-un fel, mă bucur că a venit și Corina astăzi. Sunt foarte mulți alți colegi, miniștri, deputați și parlamentari în general. Domnul avocat Cazacu, pe care îl văd acum în sală, pe care îl salut, și mulți alții, nu voi trece în revistă pe toată lumea, dar mă bucur să fim aici într-un număr suficient de mare pentru a vorbi despre lansarea acestei cărți, pentru că eu cred că mulți dintre cei de aici cunosc până la urmă, într-un fel sau altul, conținutul cărții. Va fi important ca ea să ajungă și la alții și, eventual, ca ei să afle unele dintre lucrurile care s-au întâmplat și, eventual, să evite unele dintre greșelile pe care le-am făcut. Uneori poate că, așa cum spuneam eu la un moment dat, bordurile drumurilor noastre au fost fixate de alții. Și probabil că a trebuit să acceptăm acest lucru în anumite limite și compromisul între libertatea majoratului și excentricitatea
celor care ies în lumea liberă pe de-o parte și constrângerile care pot să apară adeseori, toate aceste lucruri împreună reprezintă măsura înțelepciunii în politica unei țări care a fost întotdeauna, așa cum spunea regretatul Răzvan Teodorescu, într-o zonă în care practic a trebuit să accepte că formulele de supraviețuire se bazează uneori pe tranzacționism. Dar, sigur, bun, îl rog acum pe Remus Pricopie, domnul profesor, domnul rector, să vă vorbească despre ce dorește. Bună ziua, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am acceptat pe loc onoarea de a vorbi astăzi aici despre această carte, dar de când am convenit acum o săptămână că vom face acest lucru, m-am tot gândit ce ar fi relevant să spun în raport cu această carte, care acoperă mai mult de două decenii, după 20 de ani, o reflecție asupra a ceea ce s-a întâmplat înainte de 2004. Și în final am ales o variantă simplă, dar care este de suflet, pentru că este o poveste, sau mai bine spus, sunt mai multe povești. În 97-98 eram student la Universitatea din Liege, la Facultatea de Drept, programul de relații internaționale și afaceri europene. În acel program erau aproximativ 70 de studenți din 54 de țări. Eu eram singurul român, era prima mea experiență academică în străinătate, m-am dus cu emoții, am plecat cu emoții, chiar dacă am plecat cu succes, dar tot cu emoții. Și într-o bună zi vine unul dintre profesori, destul de agitat, profesorul respectiv fiind în general mai calm, și zice, mâine vii la curs. Mi s-a părut atipică întrebarea, pentru că eu mă duceam la toate cursurile și zic, da, de ce? O să vezi, mâine să fii la curs. Și mă duc a doua zi la curs, în sala noastră era decanul, care aștepta oaspeți, oaspetele era vicepreședintele Parlamentului României, profesor Adrian Năstase, care urma să țină o conferință studenților de la acest program prestigios. După ce s-a terminat, domnul președinte, domnul profesor Năstase a intrat direct la catedră, a fost introdus, a ținut conferința într-o franceză mai bună decât franceza profesorilor, aveam și profesori internaționali, iar la sfârșit decanul a ținut neapărat în hol, în fața lifturilor, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, să se laude cu studentul român pe care îl avea în acel program, singurul student român. Deși a fost loc o discuție ușor nepoliticoasă și neplăcută din partea unui asistent universitar care a început la sesiunea întrebări cu comuniștii, feseniștii și așa mai departe, România, singura țară în care comuniștii au rămas la putere, eu evident că mi se urcase sângele în cap de emoții. Domnul profesor foarte relaxat a explicat cum e cu comuniștii, cine ce funcție avea prin decembrie 1989, că unii erau chiar mai în forță în decembrie 89 în raport cu cei care conduseseră înainte de 96 guvernul, în fine. Deci foarte elegant, diplomat, și la ieșire, după ce am fost prezentat domnului Năstase, scoate o carte de vizită, zâmbește, părintește la mine, zice, cred că tu ești singurul care ai înțeles ceva din expunerea mea, te rog să mă sun când te întorci. Eu, evident, era prima dată când mă întâlneam cu o personalitate de acest calibru, lucram la Ministerul Educației înainte de a pleca din România, dar nu mă mai întâlnisem cu un fost ministru, președinte, ministru de externe, președinte de parlament. Și acum vine dilema cărții de vizită. Revin în țară, trec două, trei săptămâni, nu mai țin minte cât, și zic, nu sunt. Mi-a dat cartea de vizită așa, ca să nu zică că nu zice ceva. Deci nici gând, nu o să mă bage în seamă.
M-am consultat cu soția, soția spune, dom'le, fă ce ți-a recomandat, sună. În fine, am sunat, îmi răspunde doamna Nistorescu, foarte elegant, zice, da, ok, am să revin, mulțumesc frumos. Îi spun soției, gata, mi-am făcut datoria, nu o să sune. A doua zi a sunat doamna Nistorescu, domnul președinte vă primește la ora X sau la ora Y. Nasol. Pentru că eu nu mă gândisem și la ce aș putea să vorbesc, mă gândisem numai la întâlnire. Ca să scurtez povestea, ne-am întâlnit, m-a întrebat ce vreau de la viață, profesional, evident, i-am spus eu cum mă interesează politica, dar nu vreau să fac politică, mi-a explicat că e un pic de contradicție în termeni, că totuși trebuie să te decizi ce vrei, sigur, poți să faci politici și atunci trebuie să-ți clarifici chestiunea. N-am intrat în partid, deși mi-a spus că PSD-ul este interesat să pregătească, să primească tineri pregătiți, însă am ajuns secretar de stat pe semnătura secretar de stat, secretar general al Ministerului Educației, pe semnătura primului ministru Adrian Năstase, după discuția cu doamna Andronescu, și am ajuns secretar de stat în guvernul PNL din 2007, cred că este prima dată când spun public, după ce ministrul educației de atunci, Cristiana Domniței, mi-a propus, i-am spus că nu sunt membru de partid, a spus că nu-l interesează decât competența mea în zona educației, m-am dus la domnul președinte să mă consult cu dumnealui și să-i spun că nu prea cred că este o idee bună și mi-a spus, bă, idee foarte bună, te duci, atâta timp cât nu ți-a cerut nicio implicare politică, nu tu spuneai că vrei să faci politică, dar nu vrei să fii membru de partid, uite, fă politică fără să fii membru de partid. Închei aici povestea pentru că sunt foarte multe lucruri de spus și revin acum la teoria politică, la un autor clasic, Duverger, care a scris foarte mult despre științe politice în general și despre partide. Și Duverger definește partidele într-o manieră foarte simplă. Unii politicieni nu cred că au aflat că un partid politic înseamnă un grup de oameni care au o viziune de dezvoltare, de politici publice, de politici pentru țara respectivă și, da, cred că a fost un cutremur, noi stăm bine aici, nu e nicio problemă. Nu politic, da. Iar prima funcție, nu se întâmplă nimic, nu cade nimic. Iar prima funcție a unui partid politic este resursa umană. Ori Adrian Năstase a făcut acest lucru nu numai cu Remus Pricopi. Adrian Năstase a făcut cu foarte mulți tineri la vremea respectivă, care de-a lungul timpului au ajuns să ocupe poziții importante. Unii astăzi nu-și mai aduc aminte, este problema lor și este o problemă și de 7 ani de acasă. Eu mi-aduc aminte și, într-un fel, faptul că astăzi sunt aici, îi datorez acea carte de vizită și tot ce a urmat după acea carte de vizită. Am citit în carte și am regăsit multe lucruri. De exemplu, foarte scurt menționează eliminarea vizelor în Europa. A fost o muncă titanică, dar nu numai că știa să ducă această discuție diplomatico-politică, dar întotdeauna a fost atent la simbolistică. Pe 24 decembrie sau 25 decembrie, nu mai țin minte exact, 2001, eram acasă cu familia, mă sună doamna Andronescu și mă întreabă ce faci între 31 decembrie și 2 ianuarie. Zic, ce să fac? Sunt cu familia. Te rog să te gândești să-mi spui mâine dacă pleci cu un lot de olimpici români pe care tu trebuie să-i selectezi zilele următoare, pentru că premierul Năstase a vrut ca acest succes diplomatic să fie marcat cu primii români care intră în spațiul european fără viză, respectiv olimpicii români. Și am plecat cu ministrul Agaton, evident, eu n-aveam rangul politic, eram tehnic în minister, dar ministrul Agaton a fost șeful delegației, au fost 35, cred, de olimpici, eu și încă 2 persoane de la Ministerul Turismului și am intrat la ora 00:00 în Berlin cu artificii. Pe geamurile avionului se vedeau artificiile, evident din oraș. Am intrat în Berlin și așa s-a marcat
intrarea României în spațiu fără vize. Mai sunt multe lucruri de spus, că a fost ministrul educației, toți se laudă cu ce au făcut și ce au dat și investiții, totuși, după ce în 98, 99, 2000 bugetele educației au fost între 1,7 și 1,9% din PIB, în guvernul 2001-2004, condus de Adrian Năstase, au cu zero la capitolul investiții, au început investițiile, s-a redresat salariile, este primul ministru care a dublat salariile profesorilor universitari. Sindicatele atunci au țipat și au zis, dar de ce numai profesori universitari? Și le-a dat un răspuns absolut, care ar trebui menționat într-una dintre cărți, atipic, a spus, pentru că nu avem bani de mai mult, dar dublând salariile profesorilor universitari, toți ceilalți care vor veni după mine vor fi obligați să le crească și pe celelalte. Dacă vă dau 5% sau 10% de sus până jos, așa vor rămâne. Discuția era în 2003. În 2005 s-au ridicat și celelalte salarii, mai puțin salariul de profesor universitar, care fusese crescut de la 16 milioane la 32 de milioane de primul ministru Adrian Năstase. Prin urmare, cred că ce trebuie să reținem de aici este ideea de coerență, de abordare logică a lucrurilor, cu bun simț. Politica, de fapt, înseamnă nu ceva extraordinar, ci bunul simț în tratarea problemelor. Încă o dată vă mulțumesc, nu numai pentru că m-ați invitat astăzi aici, dar pentru că am avut posibilitatea pentru prima dată să spun această poveste care pleacă cu Liej 1998. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Remus. Dacă aș fi Marius Stucă și ar trebui să scriu un editorial despre astăzi, titlul ar fi Cartea lui Adrian Năstase a generat un cutremur în România. Absolut. Da. A, bun, evident, iată. Până la urmă, da, ar trebui să adăugăm. Bun. Acum, aș vrea să-l prezint pe cel care a avut un rol esențial în publicarea primei ediții și a celei de a doua ediții. Este vorba de un bun prieten, Cristian Niculescu, cel care are o editură care îi poartă numele și care a reușit să producă de-a lungul anilor volume extraordinare pentru sistemul educațional din România și nu numai. El este cel care a acceptat să publice prima ediție în condiții destul de speciale. Aveam nevoie de un număr de exemplare care, ca să pot marca un câștig de 30 de zile la Universitatea de la Jilava, și am reușit cu ajutorul lui să facem acest lucru. A fost un efort deosebit și aș vrea să vă spun că a fost la fel de receptiv și acum, când i-am spus că vreau să realizez o a doua ediție, eliminând speech-urile care erau în prima ediție și, de asemenea, adăugând un număr de fotografii, care, sigur, că au dat o altă notă de interes pentru unii dintre cei care cunoșteau sau nu cunoșteau personaje din acea perioadă. Pe de altă parte, vreau să vă spun că are o echipă absolut remarcabilă de colaboratori și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult în finalizarea acestui volum. În plus, aș vrea să vă spun că Ministerul de Externe a pierdut un diplomat excepțional în urmă cu mulți ani, atunci când el a plecat din minister și s-a dus la editură.
De curând am publicat hotărârea de guvern din 2001 care stabilea echipa de negociere pentru Uniunea Europeană. Hotărârea aceea este semnată de Cristian, pentru că Mircea Geoană călătorea destul de mult, el se ocupa în perioada aceea de unele dintre chestiunile acestea de organizare de bucătărie. Și, deci, nu este vorba doar despre un editor, ci este vorba de un foarte bun cunoscător al politicii românești, al diplomației românești. Îi mulțumesc foarte mult pentru ajutor și îl rog să spună câteva cuvinte. Mulțumesc. Într-adevăr, s-au spus lucruri foarte frumoase legate de Adrian Năstase și de ceea ce a realizat el în toată această perioadă, dar mai ales despre cine este Adrian Năstase ca om, pur și simplu. Și asta cred că ne fascinează, ne apropie pe mulți dintre noi, dacă nu pe toți, cei care suntem prezenți aici în sală. La fel și valabil și pentru familia lui. Numai dacă te uiți în sală și vezi puțin despre ce este vorba. Eu am fost, ce a uitat Adrian Năstase să spune, este că am fost colegi de liceu în alte generații și am participat acolo, am făcut Colegiul Național Sfântul Sava și am avut rezultate bune amândoi, dacă mi-aduc aminte bine. Și am avut și inițiativa de a face o fundație cu foarte mulți din cei care au învățat acolo, au predat acolo, ținând cont și de faptul că colegiul, iertați-mă, Sfântul Sava este colegiul care are o vechime impresionantă de peste 300 de ani în istoria învățământului din România. În afară de acest lucru, am menționat colaborarea pe care am avut-o între 2001 și 2004, atunci când se negociau toate cele pentru NATO și Uniunea Europeană, în domeniul politicii externe. Sunt foarte multe lucruri de povestit, chiar povești interesante atunci când am participat împreună la ele, dar au venit și vremuri foarte tulburi care ne-au pus pe gânduri. Nu vreau să mă refer la ele, este un moment foarte frumos și eu le mulțumesc tuturor antevorbitorilor pentru că au găsit acea frecvență de rezonanță care trebuia pentru o asemenea întâlnire. S-a spus aici, pe bună dreptate, că Adrian Năstase este un excelent om de stat, un excelent om de cultură. Și ar fi multe alte epitete, dar nu vreau să continui, că le cunoaștem. Ca om de stat, cred că totul pornește la faptul că este extrem de inteligent. Este un om care este bine, extrem de bine pregătit în foarte multe domenii și este unul din cei 4-5 politicieni pe care i-am cunoscut eu în sistemul de externe și nu numai, care pot să treacă din franceză în engleză, din engleză în franceză, așa cum s-a spus și aici, extrem, extrem de ușor, de fluent și de convingător pentru orice ascultător care face asta undeva într-o sală. De asemenea, cred că această carte demonstrează o dată în plus că are și o viziune foarte specială din punct de vedere politic și o consecvență care aduce pe masă asemenea cărți. Am avut în timp întâlniri cu mulți politicieni care au realizat una sau alta într-un anumit moment al acestor 30 de ani, ba chiar al celor buni de dinainte de acești 30 de ani, 34 de ani,
și n-au avut aplombul, n-au avut curajul, n-au avut poate răbdarea, măestria, priceperea să pună pe hârtie ceea ce au trăit. Și poate că asta, așa cum spuneau și cei de dinainte, este păcat pentru istoria acestei țări. Remarc de asemenea un stil de lucru și l-am trăit pe proprie piele, foarte colegial la Adrian Năstase, un stil de lucru care aduce foarte aproape de vârsta a doua tinerii. Și ceea ce a spus domnul Pricopie este extrem de corect. Eu mi-aduc aminte de o altă fază interesantă din acele vremuri și acum nu se mai face trimitere la ea, îmi pare rău. Este vorba de încercarea de a aduce absolvenți foarte bine titrați în marile universități americane și nu numai, și europene, de a aduce și de a implementa aici undeva în sistemul public. N-a reușit acest experiment, deși eforturile au fost foarte mari și acest lucru poate chiar va avea vreodată vreo urmare, dar cel puțin în acest moment nu pot să mă gândesc la vreuna. Tot ca om de stat, cred că este unul din cei mai buni cunoscători ai finețurilor politicilor naționale, europene, internaționale. Și acest lucru o face într-un mod extrem de elegant și de sobru. Ca om de cultură, s-a spus aici, și asta și este, este o personalitate care citește foarte mult. Avem, nu mai dau eu statistici, dar se cunosc, avem foarte puțini oameni care citesc, avem o cifră de afaceri în domeniul editorial de 100 de milioane de euro în toată România. La medicamente avem miliarde. Cifra noastră de afaceri de 100 de milioane este jumate din cifra Ungariei, ceea ce înseamnă că raportul e 1 la 4. Ungaria e jumătate ca populație față de România și discuțiile merg mai departe. În toată Europa de vest, editurile vând carte foarte multe. Suntem în era cunoașterii, în era inteligenței artificiale. Dar nimeni nu se gândește că acest lucru se întâmplă la noi în țară fără a citi. Din păcate, noi o trăim pe proprie piele, editorii din România, și constatăm o chestiune care este foarte rea din punct de vedere al cauzelor. Am constatat asta, procentual vorbind, scăderea numărului cititorilor a scăzut în acești 30 de ani aproape direct proporțional cu căderea școlii. Deci cum a început să cadă școala din 1990 până acum, tot așa a scăzut aproape proporțional și numărul cititorilor. Nu știu cum vom face asta, dar în Germania, de pildă, noi avem 100 de milioane de euro, cifra de afacere a editurilor din România, în Germania este 10 miliarde. Dacă faci raportul de populație, nici nu mai avem ce discuta. Deci în toată Europa crește numărul cititorilor, pentru că suntem în această epocă de care am amintit, la noi scade dramatic. 6% din oameni citesc o carte din România, pe an. 6 până la 9% procente optimiste. Nu mai amintesc pasiunea pentru pictură, pentru artă în general, este întemeitorul a două muzee sau mai multor muzee pe care le știm. În fine, cartea întâi despre care s-a vorbit a fost o carte făcută în vremuri tulburi. Asta a fost, bine că a trecut. Am avut un ajutor extrem de frumos, de atent, de sensibil, de dedicat din partea lui Andrei Năstase în toată acea perioadă.
și prin el am putut să facem mulți pași editoriali înainte, pe, până la finalizarea, până la coacerea acestui proiect. Cartea a doua este o versiune nouă despre care ați vorbit și nu mai are sens să vorbesc, eu vorbesc numai ca editor aici, dar mă bucur că Adrian Năstase a amintit de echipa noastră. Eu aș spune un singur nume pentru că este relevant aici, este un director editorial foarte bun, Marian. Îl cunoaște, a lucrat cu el alături și el a fost omul care cu răbdare, cu rigoare și cu mult profesionalism a reușit să o aducă la forma actuală. Deci, n-am zis că vorbesc mult. Concluzii, o concluzie preliminară este că a fost o plăcere să editez această carte. Văzând de la primele pagini, când am primit toate cele ce se dau la început, o extrem de frumoasă claritate în gândire și simplitate a ideii, o ascuțime a observațiilor complet deosebită legată de tot ce s-a întâmplat odată, ce se întâmplă acum și mai ales ce se întâmplă în viitor, și o acuitate foarte specială a nuanțelor cele mai nuanțate ale unor fenomene foarte complexe pe care le citește, le vede, le traduce extrem de clar și de limpede. O concluzie finală este că e o carte, mi se pare, și poate că și timpul o va dovedi, o carte importantă, o carte care are în ea valoare și poate fi de referință în literatura politică de la noi din țară și nu numai, și că merită să stea pe rafturile din față ale bibliotecilor de acasă sau ale bibliotecilor din un patrimoniul național, cele care mai sunt. Pentru că am zis acest lucru, încă o cifră, când s-a terminat cu evenimentele din decembrie 89, mai aveam în țară 1600 de librării. Nemții aveau 5000. Raportat la populație era bine. Acum nu avem nici 300. Nemții au tot 5000. Deci nici 300 nu mai avem. Offline-ul a dispărut aproape complet. Nu mai este nimic. Astea 300 de librării, în afară de 3-4 mari angrosiști, nu mai există nimic. Online-ul merge și el foarte greu. De aici concluziile și ca să nu existe dubii, nu cred că se poate face ceva până când nu se ridică din nou școala la nivel. Și cred că domnul rector are cumva păreri apropiate de ceea ce spun acum și la fel Adrian Năstase, care este profesor universitar. În câteva vorbe, o revenire mult așteptată, spectaculoasă și deținută. Felicitări, Adrian Năstase. Mulțumesc foarte mult. Marius Tucă a plecat deja ca să vorbească despre carte. Am văzut, da, am aflat. 5,3 am rezistat, deocamdată am rezistat cu bine. Știu că așteptați acum din partea mea un speech lung de prezentare a cărții. Dacă nu, atunci o să vă spun doar câteva cuvinte. În primul rând, că ar trebui să mai citiți o carte. Dacă vreți să înțelegeți
cumva unele dintre lucrurile care s-au întâmplat în perioada aceea. Cartea se numește Adrian Năstase, de la Karl Marx la Coca-Cola. Este un volum pe care l-am publicat în 2004 într-un dialog cu Alin Teodorescu. O carte, un dialog care era înainte de alegeri. Într-un fel, o carte de genul în slujba țării. Adică ne pregăteam de alegeri și am încercat să pregătesc un volum atunci care avea și elemente autobiografice și elemente de perspectivă, mai bine scrisă, aș spune, decât și mai puțin eterogenă decât cartea recentă. Dar astăzi de dimineață am stat, am recitit-o, pentru că am vrut să revăd felul în care priveam alegerile din 2004 în momentul anterior, în momentele anterioare. Cartea a fost publicată, repet, înainte de alegeri. Cele două românii reprezintă o prezentare a aceluiași moment, 2004 alegeri, dar după. Iar ediția a doua mai adaugă un strat, și anume cel al analizei unora dintre lucrurile care s-au întâmplat în acești 20 de ani de după 2004. De aceea spuneam că ar fi interesant de văzut și acest volum, al cărui titlu mi s-a părut întotdeauna fascinant, de la Karl Marx la Coca-Cola. Era Karl Marx perioada comunistă, Coca-Cola perioada consumerismului de după 89. După aceea a fost fără zahăr. În vremea aia avea foarte mult zahăr. Și practic încercam să prezint tranziția pe care am trăit-o, sigur adăugând și perioada de la externe, dar și perioada de la Parlament, și pregătirea pentru alegerile din 2004. De aceea nu vreau neapărat să vă povestesc despre volumul din volumul acesta cu cele două românii, felul în care am generat povestea asta. Cred că ar merita, dacă nu, să citiți neapărat toată cartea, măcar să vă uitați la cuprins. Pentru că sunt unele dintre lucrurile interesante, unele dintre ele destul de șocante. Pe de o parte, am prezentat în măsura în care lucrul ăsta era posibil într-un volum de genul ăsta, rezultatele guvernării în perioada 2000-2004, unele dintre ele spectaculoase privite în perspectiva timpului. O creștere economică de 8,4%, aș spune că e destul de impresionantă, privind un deficit bugetar de 1,3%, de asemenea, aș spune că este impresionant la momentul ăla. Și multe, multe alte lucruri. Am văzut în cartea domnului Ciucă un obiectiv major care urmează să fie îndeplinit, și anume aderarea la OCDE. Dar în cartea aceasta veți afla că cererea pentru intrarea, pentru aderarea la OCDE a fost făcută în perioada în care eram prim-ministru. Sigur, lucrurile după aceea au patinat, cum s-a întâmplat și cu Schengen și cu alte proiecte, dar asta este altceva. Atunci, sigur că veți avea, dincolo de unele capitole mai teoretice, unele chestiuni pe care am dorit să le menționez, de la aderarea României la NATO, istoria unui succes, industria IT, programul Cornul și Laptele, cum s-a creat sistemul apelurilor de urgență, 112. Acum toată lumea sună la numărul 112. Dar
cum s-a întâmplat lucrul ăsta, cum s-a ajuns de la nu știu câte numere de telefon la un număr unic, nu vă spun, trebuie să citiți cartea. 60 de instituții guvernamentale create sau reformate. O unitate de headhunting, apropo de bursele, bursele România și bursele pentru tineri în străinătate. Institutul Național de Administrație, FMI, partener sau țapi spășitor. Proiectul EADS, chestiunea romilor și o propunere pe care am făcut-o la vremea aceea. Proiecte culturale și așa mai departe. Relațiile cu anumite partide, relația cu DMR-ul, relația cu PNL-ul, cu PUR-ul, cu PRM-ul, proiectul noul PSD. Bun, de atunci au mai fost, proiectul nou PSD este reluat periodic. Cred că și acum avem un nou PSD, dar, cum spuneam la un moment dat, aceste etape din partid sunt precum etajele care se adaugă la o clădire, dar se uită să se stabilească și scări între etaje. Etajele sunt complet izolate, unele de altele. Ceea ce, după părerea mea, nu reprezintă cea mai bună formulă care să fie agreată de ISC. Istoria mea cu ISC-ul este bine cunoscută, de aceea nu o reiau. Rolul elitelor în politică, cu două exemple, Mircea Cărtărescu și Tom Gallagher. Ar merita să recitiți, să revedeți, unii dintre noastre le-ați văzut probabil într-o vreme, ați urmărit felul în care unii dintre ei și-au schimbat părerile și acum mai sunt unii dintre cei care cărau geanta câte unui deputat german și mai povestesc despre diverse lucruri. Nu vreau să dau nume pentru că sunt persoane care încă sunt active în politică, dar, pe urmă, în fața oglinzii, am vorbit despre, am reamintit scenele cu Traian Băsescu, românii am descoperit ulterior că sunt foarte impresionabili. Poveștile sunt întotdeauna interesante, importante. Oamenii sunt sensibili la lacrimi. Mi-aduc scena lui Băsescu cu Stolojan, este absolut antologică, ea practic poate să figureze în orice manual de manipulare și cred că acum nu vreau să scriu un editorial despre în fața oglinzii între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Românii ce blestem ar putea să aibă, nu știu prea bine dacă tatăl lui Nicolae Ciucă a fost în partid sau n-a fost, nu-mi dau seama. Sunt lucruri care nu mă interesează foarte tare, dar cred totuși că sunt anumite chestiuni care, pe care ar trebui să le depășim, apropo de ceea ce spuneam în introducere. Relația cu Ion Iliescu. Acum 10 ani cred că era mai mare interes pentru subiectul ăsta, dar cred că și acum unii dintre cei care vor citi cartea vor merge direct la capitolul ăsta. Apoi, false legende. Năstase patru case, minciunea cu mandatul de 5 ani, Rafo, Jafo, cazul Teo Peter, proiectul Dracula Land, la vânătoare cu Ilie Sârbu, Roșia Montană, liberul acces la informațiile publice, o stenogramă interesantă, nu vă spun, al doilea război din Golf și vizita mea la trupele din Irak, cea de care vorbea și Puiu Pașcu mai devreme, sesizarea Curții Internaționale de Justiție în diferendul cu Ucraina, spargerea embargoului SARS împotriva Chinei, datoria suedeză, controversele legate de proiectul Bechtel, scrisoarea de scuze a lui Băsescu, cine era turnătorul dizident din SUA. Vă mai citesc. Sunt multe lucruri pe care le veți putea găsi și dacă nu vreți să citiți toată cartea, mergeți direct la capitolul care vi se pare mai interesant. Nu vreau să spun că sunt perfect obiectiv în cartea asta. N-am cum. Așa cum niciunul dintre cei care scriu memorii nu pot să fie perfect obiectiv. Am citit
memorii ale unor oameni politici din România și nu numai, și am descoperit adesea că sunt omisiuni, pur și simplu, sau cărțile lui Emil Constantinescu sunt un bun exemplu despre omisiuni și unele dintre realități prezentate oarecum diferit, dar este într-un fel natural. Și de aceea este important ca fiecare dintre noi să, în funcție de experiența lui, să prezinte partea sa de adevăr, felul în care a văzut lucrurile, felul în care a participat la acest mare joc național sau internațional. Bun. Nu vreau să insist foarte mult pe unele dintre temele actuale, pe unele dintre lucrurile care se întâmplă acum. Am făcut unele dintre greșeli, pe unele mi le-am asumat. Iată, spre exemplu, chestiunea secretarului general tehnician, independent la partid. A fost o idee care mi s-a părut foarte bună la momentul respectiv. It seemed, yeah. Așa este. A părut o idee bună. Dar care mi-a creat mari probleme în partid și cred că este importantă analiza care a fost făcută și de câteva think tank-uri, grupuri de analiză în legătură cu unele dintre aceste subiecte. Apropo de felul în care se organizează partidele, cum se funcționează departamentele, felul în care se organizează campaniile prezidențiale, parlamentare, rezultate, felul în care se demobilizează unele grupuri din partid, felul în care, spre exemplu, funcționează sistemul baronilor locali în orice partid și așa mai departe. Sunt foarte multe teme care nu și-au pierdut actualitatea. În final, aș vrea să mulțumesc, așa cum am scris și aici la începutul cărții, să-i mulțumesc soției mele, care a fost aproape de mine în momentele bune și în momentele mai grele, da, mai puțin bune, și care e aici, îi mulțumesc pentru că mi-a fost alături. Și celorlalți membri ai familiei mele, băieților mei, lui Andrei în mod deosebit, care în perioada aceea era un fel de cărăuș și care a ajutat la pregătirea primei ediții în mod deosebit și nu numai, și care acum, iată, aduce aici la aceste dezbateri un tânăr școlar care a intrat în clasa întâia și care sunt convins că va încerca să urmeze exemplu părinților și bunicilor. I-am mulțumit lui Cristian Niculescu, dar și am adăugat colegii săi, în mod deosebit lui Marian Năpristo, care este un personaj absolut special și care este de o eficiență extraordinară, la fel și Șerban Popina, care l-a ajutat în editare și în toate activitățile subsecvente. Nu vreau să-l uit pe Bogdan Teodorescu, cel care a scris prefața la prima ediție și care sunt sigur că ar fi venit, nu este întotdeauna în cea mai bună formă, dar are o minte sclipitoare și în ceea ce privește aceste teme legate de comunicare, legate de problemele de propagandă în general, este absolut imbatabil. La fel, colegul lui, Dan Sultănescu, fostului coleg de atunci și echipelor cu care de-a lungul anilor am lucrat. Cred că este important să subliniez ceea ce spun de fiecare dată.
Nu poți să faci politică dacă nu joci în echipă. Sport de echipă. Exact. Și asta am reproșat de curând și unora dintre foștii colegi care încearcă să iasă cumva din plutonul colegilor și încearcă cumva să ia lucrurile pe cont propriu. E foarte greu în politică. Și cu toată prietenia și prețuirea pentru fiecare dintre ei, vreau să reamintesc faptul că dacă am reușit lucruri importante în politică în acei ani, a fost faptul că am reușit să stăm împreună și să lucrăm împreună. Mi-aduc aminte că o singură dată am băut un pahar de whisky împreună. A fost momentul în care s-a anunțat intrarea noastră în NATO și am deschis o sticlă de whisky pe care Lordul Robertson mi-a făcuse cadou și i-am spus atunci că o vom deschide doar la momentul în care România va fi acceptată în NATO. Și am deschis sticla aceea de whisky în ședință de guvern, cât că era o contravenție, bănuiesc, dar oricum în timpul programului. Însă toate lucrurile acestea au un anumit sens. Ele consolidează, ele creează fundamentul unei acțiuni colective. Este aici Mihaela Nistolescu, îi mulțumesc pentru că cele mai multe dintre documente, hârtii, tot felul de nebunii, telefoane și așa mai departe, au trecut de-a lungul anilor prin îndemânarea ei de a găsi, de a descoperi persoane pe care altfel cu greu probabil că le-aș fi căutat în diferite zone. Așa încât, dragi prieteni, nu-mi rămâne decât să mă pregătesc pentru următoarea etapă a dialogului nostru, în care voi semna eventual autografe. Vă mulțumesc că ați venit, vă încurajez să cumpărați cât mai multe volume, să dați și prietenilor, să anunțați public. Este o vorbă, o carte care nu poate... Tirajele pot fi multiplicate, deci putem să mai facem câteva tiraje, dacă veți considera necesar. Așa încât, încă o dată, cu mulțumiri și cu bucuria de a vă revedea pe mulți dintre noastră, vă anunț că miercuri vom avea întâlnirea obișnuită a Fundației, când vom discuta de data aceasta despre o carte care vizează Orientul Mijlociu, o carte excepțională și cu o participare deosebită, cu mai mulți generali care vor veni să vorbească despre Orientul Mijlociu. Și de aceea încă o dată multe mulțumiri și să ne vedem cu bine, sănătoși și să trecem prin diferitele tipuri de cutremure, calamități, probleme, dar asta este viața, înseamnă... Ok, toate bune!